Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți și spectatori! Bine ați venit la prima ediție a Festivalului Mărțișor Coștei 2016. Bine ați venit la Coștei, un nucleu de răspândire a culturii, tradiției și obiceiurilor românești din Serbia. Ziua de 1 martie, ziua în care Mărțișor vestește venirea unei noi primăveri, aduce cu ea, în acest an, o premieră. La inițiativa Organizației de Interes Obștet Românii Independenți din Serbia, pentru prima oară, românii din Serbia organizează Festivalul Mărțișorului. Mărțișorul este un străvechi obicei dacoroman, o podoabă care simbolizează trecerea de la iarnă la primăvară. Mărțișorul este un dar ce își trimiteau românii unul altuia în ziua de 1 martie, iar cele două culori, roșu, care simbolizează dragostea, și albul, care simbolizează puritatea și curățenia sufletească, ne înfrumusețează exteriorul. Legenda spune că acest micuț accesoriu pe care îl purtăm pe parcursul lunii martie s-a născut din dragostea interzisă a noi tineri. Mărțișorul este cel mai frumos cadou de primăvară care se oferă din dragoste și se poartă pe durata lunii martie ca semn al sosirii primăverii. Dobar dan, dame i gospodo, dragi gosti, poštovana publiko. Dobrodošli na festival Mrcišor Kušti 2016. Dobrodošli u Kuštinj, mesto nedaleko poznato po tome što predstavlja kulturno jezgro u kome se neguje kultura, tradicija i običaj Rumuna sa ovih prostora. 1. mart, dan sa kojim stiže dah proleća i simbolizuje buđenje prirode, ove godine sa sobom donosi prvu ediciju festivala Mrcišor. Festival Mrcišor je nastao na inicijativu Organizacije javnog interesa Nezavisni Rumuni Srbije. Mrcišor je drevni običaj rumunskog naroda i nasleđeni od predaka. Mrcišor je mali aksesuar koji se 1. marta poklanja osobama ženskog pola, sačinjeni od dve ispretpletanih niti, jedna crvene, a druga bele boje, koje predstavljaju ljubav i čednost. Ovaj mali dar se nosi tokom marta u iščekivanju proleća. Este organizată de Asociația de Interes Obștet Românii Independenți din Serbia, Societatea Cultural-Artistică Eminescu din Coștei și Asociația pentru un Vârșeț mai bun. Parteneri media, revista de actualitate, cultură și istoria românilor din Serbia, Glasul Cerviciei și Radio Far din Alibunar. Prezentarea programului este încredințată crainicelor Virginia Muncean și Rodica Mitrovici într-o ambianță scenografică creată de Marin Cașcă. Stimați spectatori, stimați oaspeți și participanți, la Festivalul Mărțișorului, ediția 1-a, Coștei 2016, vine adevăritul la Coștei. Localitatea care se leagă cu adevărată mișcare în confirmarea și renașterea valorilor noastre, a identității și speralității românești. Mulțumesc Comitetului Local de Organizare, Asociației Românilor Independenți din Serbia, Bisericii Ortodoxe Române din Coștei, Societății Culturale Eminescu și a grupului de cetățeni pentru un proces mai bun. Bănățenii se mândresc și se leagă cu cântările lor. Mesajul domnului ministru delegat pentru relația cu românii de pretutinde, domnul Dan Stoienescu, pentru comunitatea românilor din Serbia, cu ocazia sărbătoririi Mărțișorului. Dragi români, an de an, de 1 martie, ne încărcăm cu voie bună și dragoste. Mărțișorul simbolizează velică privilegie a rodite se i živeti în sredini care e multinacională, ca vecovima živi și živi samoinicijativno, živi bez ikakvih sukoba, obogaćujući sebe običajima ove druge nacije, ovako obogaćujući svoju dušu onim čime mi danas obogaćujemo svoju ovim festivalom Mrcišor. Srpski rumunski narod na ovim prostorima nije bio politički ujedinjen, već je bio svudbinski vezan i on tako i danas živi. U vreme procvata ove nacije, kada je veliki kralj Aleksandar ženio Rumu i Mariju i čunio je srpskom kraljicom, važala je jedna rečenica.
Romanija Mareš i Srbija Tarna. Rumunija je danas velika zemlja, a mi ovakvim poduhvatima, ovakvim predstavima činimo da Srbija bude jaka i dajemo primjer kako može biti još jača. Na rok. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.